Comisia de etică și Consiliul de Administrație de la Liceul de Artă din Brăila au decis ca profesorul Ștefan Lupu, care a postat un comentariu revoltător pe internet despre dreptul profesorilor de a împușca elevii neascultători, să fie consiliat psihologic și să facă un examen psihiatric amănunțit. Profesorul de vioară și-a făcut deja programare la psiholog și este de acord să respecte măsurile impuse de administrația liceului. Da. Deci eu am scris pe Facebook, apropo de un articol pe care l-am citit pe un site de știri, unde se spunea de către cineva din Sibiu că dar nu mai e mult până va fi un profesor asasinat, apropo de niște drepturi exagerate care se acordă elevilor. Și am scris și eu ceva de genul că profesorul ar trebui să poarte armă ca să împuște elevul care nu se conformează cu viața la clasă. Deci eu sunt cel vinovat, deodată, că am spus ceea ce am spus. Sper că au înregistrat faptul că regret și retrag ceea ce am spus, inclusiv pe Facebook. În urma examinărilor psihologice și psihiatrice se va stabili dacă profesorul Lupu este apt să predea în continuare și dacă este în deplinătatea facultăților mentale.